Salutare tuturor, prieteni! Acum m-am întors recent din raionul Ștefan Vodă. Am fost, m-am întâlnit cu mai mulți lideri, gospodari și din raionul Ștefan Vodă și din raionul Căușeni. Am făcut ultima postare astăzi seara, când v-am arătat că drumul care duce spre lacul Ghidighici s-a prăbușit cu totul. Deci azi am făcut praznicul de 3 zile, cum spun moldovenii, da? Ce am vrut să vă spun? Că din cauza că suntem în campanie și eu cumva sunt limitat în drepturi, eu cu asta nu sunt de acord, deoarece când se întâmplă vreo problemă, și nu contează, Doamne ferește, un incendiu, un potop, eu consider că trebuie să se implici fiecare cu ce poate. Deci, acest drum este teritoria raionului Strășeni. Că mulți spuneau că e vatra, că de ce nu-l chem pe Vania Ciban, de ce nu-l chem pe primarul. Eu am vorbit cu domnul primar din Vatra. Astăzi am făcut cunoștință, a fost la fața locului și domnul primar din Cojușna. Numai că aici e problema, în primul rând, în finanțare, dar e raionul Strășeni încă o dată. Într-a doua rând, dumnealui trebuie să facă acte, că roci, ca всегда, noi în țară ne înglodăm în proceduri ca să facem ceva repede. Și nu este vina la un primar sau altul. Dar când s-a prăbușit un drum întreg și autoritățile n-au reacționat, deoarece în așa cazuri trebuie să fie amnistie pentru toți, când fiecare contribuie și poate. Eu, ca să nu încalc legea, sursa mea de la cei care ne-au spus, Renat, nu fă drumul, când cătam eu piatră, sâmbătă în live, când groapa nu era încă atât de mare, cum s-a întâmplat astăzi? Mie m-a sunat cineva și a zis, Renat, ce costi tochească să te scoate din alegeri? Zic, nu cred. Am trimis un demers domnului, adică nu domnul, am trimis la Comisia Electorală Centrală, un demers, unde am spus că, băi băieți, ei, Doamne ferește, permiteți-mi, vă rog, să mă implic, să hotărăsc eu problema asta, dar să nu fiu pentru asta penalizat. Astăzi am primit răspuns de la domnul Postic. De la ce? Stimate domnule Usate, cu referire la solicitarea dumneavoastră, ai înregistrat la Comisia Electorală Centrală, etc. Așa, conform articolul 54, alineatul 6, litera A din codul electoral, electoral numărul 325/2022, se interzice concurenților electorali, participanților la referendum și grupurilor de inițiativă să ofere alegătorilor, susținătorilor, bani, bunuri, inclusiv produse alimentare, băuturi alcoolice și produse din tutun, se presteze servicii, ori se acorde alte foloase, inclusiv din ajutare umanitare, adică și ce am vrut să fac eu. Umanitare sau din alte acțiuni de binefacere, în scopul determinării alegătorului susținătorul să-și execute sau să nu-și execute drepturi electorale în cadrul alegerilor. Vicepreședintele Comisiei Electorale, domnul Pavel Postic. Căroci, și fac eu. Astăzi, deoarece tata a venit de la tatăl a venit, l-a dus băiețul cu mașina după dializă de la spital. Eu, dacă nu pot nimic, l-am sunat pe cumătru Colea. De asta, când am publicat astăzi video, uitați-vă încă o dată și era aici la ora 4, cei care nu au văzut ce s-a întâmplat, tac, unii el. Dar voi l-ați văzut, cred că, cu toată țara. Asta e video când am publicat și era aici, așa? Deci la ora 4 l-am sunat pe cumătru Colea. La 4 jumate cumătru Colea s-a apucat de lucru. Așa că toată strașnicia asta care voi vedeți, vreo 30 de metri lungime, groapa 3 metri jumate, 4 adâncime, așa era la ora 4. Am vă arăt cum era astăzi deja la ora 9 jumate seara. Poftim, пожалуйста. Vedeți poarta azi de verde de azi. Deci, deja s-a făcut, s-a adus tehnică, s-a adus năsăp, lut, beton,
Deci, problema a fost soluționat. Poftim, vedeți? Mă prind pe aici, noi trebuie să lăsăm. Oricum, poate să mai plaie. Eu cred că să mai les o leac. Ca pe urmă să-i pui cu mătru cu alea asfalt. Deci, care e ideea, prieteni? Că cu mătru cu alea problema asta o soluționat-o în fix 5 ore. De la ora 16:30, când s-a apucat de lucru. Până la 21:30, cu mătru cu alea ne-a trimis video, l-am pus pe Telegram. Uitați, și era la 4:30, deci, poftim. Vă vedeți? Întrebări, propuneri. Deci, altceva am vrut să vă spun, că pe mine mă deranjează faptul că ia ca la noi în țară toate problemele care le avem, tot sistemul care există peste 30 de ani, a planui orice să îngroapă în proceduri, în consultanțe, în proiecte și așa mai departe. Înțelegeți? Când există o problemă și trebuiește repijor reparată, când apare o problemă, e trebuiește soluționată imediat, dar nu să așteptăm. Cum astăzi, am fost și eu primar, de atâta vă spun. Eu n-am nici o pretenție, nici la primarul din Cojușnac, vă spun că aici e raionul Strășeni. Pământul și drumul. Dar primarul a fost cu echipa, s-a uitat cum și primarul din Vatra. Dar astăzi, încă o dată, din cauza procedurilor, aici oamenii aveau să meargă pe jos cu mașinile lăsate în drum, câte un kilometru, doi, doar din cauza că trebuie din trebuie să fac hârtiile, pe urmă trebuie căutat finanțare, și tot așa, și tot așa. Ia că asta e situația. Așa că, băiată, locuitorii, că e o parte de pământ la Vatra, că e la primăria Cujușna, smelă, puteți veniți acasă. Sunt mulți care au vile pe aici, pescare, așa că nimeni nu o să rămâie blocat. Numai că proprietarul la teren, aici în spatele meu, niște gospodari, deputați în trecut, nu știu că, care au tras gazul din cauza la care s-au întâmplat toate problemele astea. Că tot malul ăsta a fost vândut, a mulți vinde pentru casă de construit. Nu a venit niciunul. Niciunul nu a venit. Правильно? Lor le interesant numai atunci când strâng bani, când ați vândă la oameni o bucată de pământ. Dacă o stricat aici drumul, eu schimbat uclonul și apa asta, Doamne ferește, face aici. Ладно, asta discutăm altă dată. Короче, ребят, noi nu trebuie să ne îngrupăm în proceduri. Și atunci putem schimbăm foarte repede lucrurile și în țară. Mulțumesc lui cumătru Colea, care în 5 ore a soluționat problema care autoritățile centrale trebuiau să o facă ei. Că de moment, că din cauza unui incendiu, unui potop, se prăbușește un drum, aici se implică autoritățile centrale. Cam asta e situația. Cu părere de rău, nu s-a făcut. Eu vă doresc o seară cât mai frumoasă. Mă duc să-l văd pe tata dacă nu doarme și mâine la ora 6 podium și la muncă în continuare. Domn Pustică, мы не нарушали закон. Нам обу дрепты. Я убедник, экзист Куматр Коля. Куматр Коля, огромное спасибо за работу и всем ребятам, которые сегодня здесь работали. Дяре еще вентра, у Лукрата еще экипушку, трактору, шмучтор, браво. Латос, кари, сау, импликат. Нарок, вакуприн, питос, нафтибана. Пошел работать дальше, пока.